aceasta este o celebră Volga 21, mașini foarte cunoscute în România în perioada Partidului Comunist, mai exact între anii 60 și anii 75, când 99% erau mașinile Partidului Comunist. I-am achiziționat-o din Kiev, din Ucraina, în iarna anului trecut. Am adus-o personal de la Kiev pe roți, deci vă imaginați 1000 de kilometri să vin pe roți pe o vreme cam ca și asta, cu zăpadă. Are un motor de 2500 de centimetri cub pe benzină, un consum aproximativ de 13-14 litri la 100 de kilometri. Este o mașină foarte elegantă pentru perioada ei, foarte comod, vă spun, în 1000 de kilometri nu am simțit niciun pic de oboseală. Se conduce ușor. Acum, bineînțeles, în perioada asta întoarce foarte multe priviri, mai ales bătrânii nostalgici care își amintesc cu frică. Dacă venea Volga la ei pe stradă, nu era de-a bună. Dar acum numai la parade mai pot fi observate. Au mai rămas în România destul de puține, sub 50 de bucăți, care pot fi prezentate la evenimente. Ce să zic, mi-e dragă. Din ce an e mașina? Mașina e din 1967. Deci cum e cu întreținerea ei? Contreținerea e destul de complicat, pentru că în România nu mai găsești absolut nicio piesă și nu potrivesc piesele de pe Dacia. Dar am noroc cu niște prieteni din Ucraina care mă aprovizionează cu piese. Chiar recent, de 2 săptămâni, am avut o problemă la frână, mi-a crăpat un cilindru și a trebuit să aștept până mi-a trimis piesa și... Na, dar sperăm, având în vedere că e o mașină rusească și destul de țapână, nu prea cedează ușor piesele. Depinde acum cum te comporți cu ea. Dacă mergi finuț, îi dai ce-i trebuie, îi dai ulei, îi dai toate cele necesare, nu se strică. Cam de câte ori o circul cu ea, într-o săptămână sau într-o lună? Pe perioada iernii nu prea. N-am scos-o din garaj, cred că de vreo o lună jumate. Dar vara mai ies. Trebuie mișcată, tot la 2 săptămâni trebuie mișcată. Și dacă și iarna, dacă nu ies cu ea din garaj, dar măcar o pornesc să miști un pic motorul, să... Pentru că o mașină care stă, se strică mai repede decât una care circulă. De unde pasiunea pentru Dacii vechi? Pasiunea pentru Dacii vechi, pot să-ți spun că e o pasiune de familie. Adică mi-amintesc că toate drumurile, toate destinațiile mele din copilărie aveau numitorul comun, Dacia. Părinții mei au avut Dacia de tot timpul, de când mă știu eu. Poate înainte a avut și altă mașină, dar de când mă știu eu în familie, tot Dacia a avut, Dacia roșie, la fel ca și aceasta. Povestea acestei mașini e destul de interesantă. Eu lucram nu mai știu exact în ce an a fost, ca și vânzător de înghețat, aveam numai 17 ani și după școală și în vacanță vindeam înghețată pe o bicicletă, cu dorința ca să-mi strâng bani să-mi cumpăr o Dacie. Și căutând prin mai multe ziare, bineînțeles, găseam tot felul de rable, tot felul de mașini ruginite și am dat eu un anunț în ziar, cum că cumpăr o Dacie. Și după vreo 2 zile m-a sunat o bătrânică care spune că are o Dacie care nu o folosește de aproape 20 de ani. M-am gândit că cine știe ce ruginitură de mașină. No, în fine, mă duc la fața locului, când intru în garaj, văd mașina, dau la o parte niște cârpe care aveau, cred că, 3 palme de praf pe ele și sub cârpă găsesc bijuteria. Am cumpărat-o, bineînțeles, au fost niște probleme cu actele care s-a rezolvat, mi l-a rezolvat chiar fostul meu șef de la înghețată, care a zis, cumpără mașina, că dacă ceva probleme cu actele și nu se pot rezolva, eu ți-o cumpăr de la tine. Motorul de Dacia, 1289 de centimetri cub, un motor, după cum spun și mecanici, un motor relativ simplu, dar dacă un motor care dacă nu e reglat cum trebuie, îți dă mari bătăie. Consumul undeva la un 7 litri la 100 de kilometri.
destul de ușor de întreținut. Și mai singura problemă în ultima vreme este că se găsesc piesele din ce în ce mai greu. Și care se găsesc piesele nu de calitate și merg o lună, două și se strică. Motorul este la 30.000 de kilometri original, la fel și mașina. Are în mare parte vopsea originală din fabrică. O mașină păstrată, care am descoperit-o în anul 2010, era părăsită într-un garaj din 1993. Și ca să scot din garaj a trebuit să tai copacul din fața garajului. Dai seama de cât timp nu s-a circulat cu mașina. După mici intervenții, am curățat puțin carburatorul, frânele și mașina este pregătită de orice drum. E deja la al treilea drum care îl face în Polonia mașina. S-a descurcat foarte bine la un drum de 2000 de kilometri, cu tot cu traseul ce l-am făcut prin Polonia. Și sperăm că și anul ăsta, la fel, să vadă Polonia. Acesta e un manual de reparații. Aici explică absolut tot. Toate piesele de pe mașină, cum se repară, montare și demontare. Și aici avem un carnet de bord în care șoferul își nota fiecare revizia mașinii, fiecare intervenție la reparații. Chiar cred că au rămas niște garnituri de carburator în caz că aveai ceva problemă pe drum. Am dus acasă și împreună cu taică meu, care se pricepea, am început să o punem pe picioare, să-i... Dar, cum am spus, nu aveam multe probleme. Probleme... Era murdară, era înfundată, nu avea frâne. Și de acolo am început să caut pe internet, am mai găsit, am văzut că nu sunt singurul nebun care iubește așa ceva. Și am ajuns să ne întâlnim mai mulți din toate colțurile țării, am participat la Brașov, la unele parade, și când am văzut că suntem 400-300 de pasionați de mașini. Și după mi-a venit o idee să organizez și eu la Satu Mare. Cum mulți au putut observa, am organizat deja a doua oară întâlnirea cluburilor Drum Bun. Drum Bun vine de la o altă poveste interesantă. Pe internet, căutând pasionați de Dacia, am dat de un grup de polonezi de la Cracovia, care iubeau mașina noastră. Erau polonezi, deci nu aveau nicio treabă cu România, nicio rudenie care să fie român. Și așa împreună ne-am întâlnit și am început o colaborare frumoasă care durează și până în zilele de astăzi. Pregătim și în 2016 o paradă mare la Satu Mare, în prima jumătate a anului, și pe urmă în a doua jumătate a anului în Polonia.